Polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au depistat astăzi pe DN67 un bărbat de 51 de ani din comuna Bălești, în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,70 mg per litru alcool în aerul expirat. Imediat bărbatul a fost condus la unitatea de primiri urgențe Târgu Jiu, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătorul auto s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de o persoană aflată sub influența alcoolului.